Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm la o firmă de design, unde veți face cunoștință cu doi profesioniști, Dana și Mădălin, și veți afla o mulțime de detalii ale designului de interior și ale succesului în acest domeniu. Este greu să dai rețete sigure pentru un ambient reușit. Pentru asta există designeri. Designul de interior creează compartimentarea corectă a spațiilor, asigură funcționalitatea dotărilor, armonizează structura arhitecturală cu psihologia locuirii, analizează și prelucrează creativ informațiile furnizate de către proprietar și, în final, produce un proiect grafic coerent și realizabil. Principalul serviciu pe care îl oferim este designul interior. Și aici vorbim de servicii complete de design interior, la modul că orice proiect teoretic e, din punct de vedere al clientului, este ușor de realizat, dar este destul de greu de implementat și atunci va trebui să oferim servicii complete, la modul că tot ceea ce propunem în simulările noastre de design sau în serviciile pe care le oferim, îi și oferim clientului. Aici vorbim de gresie, faianță, mobilier, producem mobilier, importăm mobilier dacă este cazul. E bine, toate să le faci de la început cu cap, gândite, produse care într-adevăr există. Dana Toșcu și Mădălin Pătrașcu lucrează ca designer de 6 ani. Sunt pasionați de ceea ce fac și până acum au realizat aproape 100 de proiecte reușite. Și pentru că de fiecare dată clienții erau mulțumiți, urmau recomandări bune și implicit alți clienți. De-a lungul anilor sunt foarte multe proiecte pe care le-am finalizat cu succes. Sper eu că am mulțumit pe toată lumea. Și asta, eu cred că așa se și întâmplă, pentru că am funcționat, nu ne-am făcut neapărat o reclamă, ci din viu grei, cum s-ar zice. Toți clienții pe care avem vin din recomandări. Asta înseamnă un feedback bun din partea clienților și toată lumea ne-a recomandat. Cei cărora le-am terminat proiectele au venit, uite, am venit de la clientul respectiv, mi-a plăcut cum a ieșit, v-a lăudat, vreau și eu să-mi fac. Și chiar au ieșit toate proiectele pe care le-am finalizat, au ieșit foarte bine. Așa ca număr, ce să vă zic, sunt foarte multe. Sunt și locații publice, destul de multe în Constanța. De-a cursul anilor, probabil că sunt 100 de case, nu-mi dau seama. N-am stat să le inventariem, dar sunt destule. Mădălin Pătrașcu se ocupă de contracte, proiectări și detalii tehnice. Iar Dana are în grijă designul propriu-zis al casei și toate detaliile care dau stil și personalizează spațiul. Ea stă de vorbă cu clientul, recomandă stilul, materialele și culorile. Elementele care atrag atenția sunt elementele decorative, în general. Tapetul cu elemente florale, cu dungi, cu valuri, corpurile de iluminat foarte mult și lumina direcționată, cum avem și noi aici în showroom, lumini direcționate pe mobilier pentru a le scoate în evidență. Obiectele decorative, tablourile, o canapea mai deosebită, un scaun de design, o culoare puternică, pentru că toate aceste accente de culoare și de design
Completează și personalizează un ambient. Dar înainte de a începe un proiect, orice client ar trebui să știe bine ce își dorește, în ce buget se încadrează și mai ales că o astfel de lucrare cere timp, răbdare și încredere în specialiști. În primul rând, ar trebui să știe că un proiect de genul acesta durează. Nu se face într-o săptămână, nu se face în două săptămâni, se face în câteva luni, iar implementarea propriu-zisă la fel durează foarte mult. Pentru noi, proiectele cele mai reușite au fost cele pe care le-am preluat de la Roșu sau chiar mai înapoi. Ideal este să facem simularea 3D, facem proiectul, iar apoi, după ce clientul este de acord, facem planul electric, plan de sanitare, tavane, gips. Tot timpul meseriașul, cei care își construiesc case știu, meseriașul întreabă tot timpul, domnule, dar eu cum fac aia? Și atunci intervenim și îi dăm toate planurile, cum se face un tavan în secțiune, cum arată gipsul, ce placă de ceramică folosim. Și atunci și cu siguranță nu vor mai fi, dă tavanul jos că nu-mi place cum a ieșit. Da, sunt multe detalii de genul ăsta pe care clienții le observă abia când se apucă efectiv de construit sau cei care au mai făcut o casă, mai avem clienți care au mai făcut o casă și au făcut-o pe cont propriu și au dat seama, domnule, e foarte greu de realizat și au apreciat serviciul acesta. E un serviciu destul de greu să mergi pe șantier, să le explici, chiar să te ceri cu constructorul, cu meseriașul, că el știe mai bine ce are de făcut. Și sunt multe detalii. Cu ce începe realizarea unui interior? Bănuiesc că întâi cu o discuție. În prima fază, da. În prima fază. Stabilirea bugetului. Da, da. Aici este. Bineînțeles. Aici este foarte important bugetul. Prima discuție cu un client nou, îi facem o prezentare generală a firmei, câteva proiecte, simulare 3D și realizare finală, pentru că este foarte important să vezi ce înseamnă simularea 3D și cât de bine s-a realizat. Aici este atul nostru, să zic. Insistăm chiar pe anumite elemente care le-am propus să fie realizate neapărat, că alea de fapt dau designul în casa respectivă. După ce avem discuția aceasta, pe baza releveului pe care îl are clientul, îi facem oferta de preț. Mergem, facem măsurătoarea în detaliu, pentru că nu facem după plan. Mergem, facem măsurătoarea în detaliu. Stabilim stilul de design. Aici colega mea care se ocupă de partea de design are o discuție separată. Stabilesc stilul clasic, modern. Sunt clienți care, domne, vreau clasic. Și arăți clasicul clasic. Nu. Păi ăsta e ca la bunica. Ăsta este clasic. Și trebuie să stabilim, să-l educăm puțin, pentru că pentru unii clienți clasic înseamnă mobilă, linii drepte, nu foarte, nici foarte modern, nici foarte clasic. Și de asta trebuie să ne cunoaștem în prima fază ca să-i facem proiectul pe gustul lui. Pentru că până la urmă trebuie să fie pe gustul clientului. Spuneam cam cât durează realizarea unui interior. Care e cea mai bună perioadă în care clienții ar trebui să apeleze la voi? Cea mai bună perioadă este atunci când se ridică casa, pentru că de atunci și până următorul pas, după ce, spre exemplu, se ridică casa, următorul pas este planul electric, unde să tragi cabluri și toate astea. Și electricianul vine și spune aici, dar nu este nimic gândit, că la o bucătărie sunt foarte multe detalii, spre exemplu, și trebuie trase toate exact pe pozițiile respective. Și asta numai în urma unui proiect. Acum eu vorbesc de ideal. Momentan nu există educație în domeniu să vină clientul să zică, domne, uite, nu ridic casa. Durata unui proiect depinde și de complexitatea lucrării. Pe stilul clasic este un pic mai mult, pe modern mai puțin. O lună, două, poate chiar trei. Aici depinde foarte mult și de cât de hotărât este clientul. La fel depinde și de cât de aglomerat suntem și noi, pentru că nu putem să spunem facem un proiect în două săptămâni și noi nu avem cum să realizăm în cele două săptămâni. Pentru că totul se realizează
fix pe spațiul clientului. Nu e ceva să luăm de acolo, să punem dincolo. Totul se creează special pentru clientul respectiv. Se întâmplă să mai modificați proiectul inițial, să mai răzgândesc clienții? Da, nu-mi place mobila, nu-mi place culoarea, m-am răzgândit. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Noi încercăm, din discuțiile pe care le avem, să cunoaștem cât mai bine clientul, să nu muncim de foarte multe ori, pentru că nu e ok nici pentru client, nici pentru noi să facem un proiect de 2-3 ori. În proporție de chiar 100%, din prima suntem pe stil. Doar că modificări apar la genul, hai să facem bucătăria în alt fel, adică poate plita nu mai punem aici, o punem dincolo, chiuveta o modificăm și așa mai departe. Sunt modificări de genul acesta. Sunt și modificări, spre exemplu, sunt colecții de ceramică pe care clienții le acceptă de la început și apoi când văd în simulare, în spațiul lui efectiv, nu mai este la fel de încântat ca la clientul pe care l-am arătat sau colecția pe care a văzut-o. Și atunci modificăm colecția complet. Pentru că dacă nu-i place omului colecția, n-ai ce să-i faci. Cei doi designeri și-au amenajat sediul firmei în așa fel încât clienții să știe că au de-a face cu profesioniști. Cele două încăperi îți sugerează chiar un stil de locuire. Fie că este vorba de uși, faianță, gresie, parchet, piatră, sticlă sau mobilier, mostrele de tot felul vin în sprijinul proiectului inițial, dar și al clienților. Noi oferim totul, adică ca și produse, nu este un produs pe care să nu-l oferim, să-l proiectăm și să nu-l putem oferi, indiferent că este importat direct de noi sau este de la unul dintre colaboratorii noștri, pentru că nu putem chiar să gestionăm chiar toate detaliile acestea. Dar ce este foarte important, aici vorbesc de gresie, faianță, mobilier. Pe partea de mobilier suntem și producători, avem partea de producție și putem și importa de la fabrici destul de celebre din Italia, în principal Italia. La fel pe gresie și faianță importăm, pentru că piața locală nu este atât de dezvoltată, ca producător mă refer aici, să le dăm clienților soluții de design competitive. Și în cât timp ajung produsele de pe piața externă? Acum depinde. La gresie, la faianță, aici vorbim de 2-3 săptămâni. Poate 4 săptămâni în situația în care e un produs mai deosebit, o placă de cor care nu există. În general, ele sunt pe stoc. Sunt producători foarte mari cu care lucrăm și stocuri sunt în permanență pentru ceea ce propunem. Și sunt modele, tot timpul apar modele noi, mergem la târguri, la toate detaliile acestea, la fabrici, chiar vizităm și fabricile, pentru că este important să-i explici unui client ce înseamnă o gresie porțelanată în masă sau o gresie rectificată sau porțelanată. Sunt multe, multe detalii și trebuie să și educăm clientul, că se duce, zice, am văzut la fel. Și când te duci, de fapt, nu este la fel. Prețul este evident și pe măsura calității, adică vorbim și de un produs de calitate. Care crezi că este secretul unei amenajări reușite? E bună întrebarea. Secretul, nu pot să zic că este neapărat un secret. O amenajare reușită este atunci când este o foarte bună colaborare între client și noi. Pentru că un proiect de genul acesta, sunt clienți cu care lucrăm de 2 ani, un an jumate, 2 ani. Un proiect se implementează mai greu, se face simularea 3D, proiectul, să zicem că îl faci în 2-3 luni, implementarea este mai greu de realizat. Și atunci deja devenim prieteni și secretul constă în relația asta pe care o avem noi cu clientul. Încercăm să fim cât mai deschiși față de client, să explicăm toate detaliile. Cu foarte mulți clienți ne-am împrietenit, mergem chiar, ne întâlnim destul de des, mai mergem, ne mai auzim la telefon, ce ați mai făcut. E o clientă, una dintre cliente, de fapt, care chiar trece destul de des pe la noi, ne aduce, face un tiramisu foarte bun și
trece și mi-l mai aduce. Chiar ne-am împrietenit, am legat așa relații. E plăcut, e un domeniu foarte plăcut, pentru că atunci când termin un proiect și e clientul mulțumit, se simte bine în casa lui. Ăsta este idealul, să se simte bine în casa lui. Anul 2013 ne provoacă cu culori și materiale spectaculoase, cu interioare personalizate și creativitate pentru fiecare zonă a căminului. Dar Dana Toșcu știe cel mai bine care sunt tendințele pentru anul acesta. Tendințele pentru anul acesta sunt foarte clare în materie de culori. Culorile la nivel internațional sunt stabilite de Pantone și culoarea anului 2013 este verdele emerald, iar apoi sunt gândite mai multe combinații de culori cu acest verde. În continuare rămâne movul în tendințe pe toate gamele de culori, un mov stins, pal, lavanda, precum și un mov african, care este un mov mai puternic, bleomarinul, toate nuanțele de mov sunt complementate frumos de verde, verdele emerald, verde jad, bineînțeles turcoazul, în continuare se poartă și accentele de turcoaz, iar apoi a mai apărut în tendințe galbenul, folosit iar foarte frumos și cu movul și cu nuanțele de verde. Ca stil, se poartă în continuare modernul, numai că din ce în ce mai mult neoclasicul este la putere. Combinația dintre clasic și modern, de fapt, sunt toate elementele cu argintiu, cu auriu, liniile curbe. Iar mai mult anul acesta nu se mai poartă așa de mult argintiul, cât auriul și cuprul. În materie de textile, cred că textilul se poartă mai mult și textilul imprimat. Se caută din ce în ce mai mult textilele personalizate, cu o imagine dorită de un client, cu anumite elemente care se regăsesc și în restul casei, motivele florale, florile de mari dimensiuni, dungile în continuare ca și anul trecut se poartă și dungile vălurite, regăsite din natură, din valurile mării. Toate aceste elemente și dungile și valurile se regăsesc și în texturi. Fronturi de mobilier texturate, vălurite, apoi sticla imprimată cu model, tot așa personalizată, cu scrisuri, cu elemente regăsite din natură. Se mai poartă materialele neconvenționale, materialele termoformabile, din care se realizează separatoare la interior, se plachează pereți. Apoi se lucrează foarte mult anul acesta și cu tavanele, membranele elastice, colorate sau neutre. În continuare, trendul eco sau natural se regăsește în preferințele designerilor anul acesta. Tot ce înseamnă verde, zonele gândite special la interior, jardiniere, zone, pereți verzi, tablouri cu verdeață sau mușchi. Și toate elementele de mobilier care împrumută elemente din natură, de exemplu un scaun cu o formă de scoică sau, cum am zis mai devreme, valurile mării. În materie de ceramică, lucrurile noi sunt piatra cu aspect 3D, care se poartă mai nou nu numai în sălile de baie, ci și în livinguri, în zone de zi, pe pereți, câteodată chiar și pe tavan se plachează cu ceramică. S-au mai schimbat lucrurile și în materie de culorile de culori neutre. Nu mai sunt bejurile și cremurile la putere ca acum câțiva ani, ci nuanțele de gri, griuri deschise, griuri mai închise, acest grej care ne-a nebunit pe toți și cappuccino, care vin iar foarte bine cu culorile acestea în tendințe, cu verde, cu turcoaz, cu mov. Am mai renunțat la marouri, la venghe și l-am înlocuit cu gri antracit, cu accente de negru, cu lemn natural, culoarea lemnului natural, dar un stejar albit, care iar vine foarte bine cu nuanțele reci.
Mai sunt anumite tendințe legate de imprimeurile ce reprezintă pene, pene de păun, de exemplu. Din ce în ce mai mult clienții ascultă de tendințe, studiază și ei, sunt și ei mai informați și acceptă mai bine sfaturile noastre. Bine, aceasta este și o relație clădită pe încredere, pentru că la început clienții spun că vor crem și maro, iar noi încercăm și le explicăm ce se poartă, cum arată, le arătăm produsele, pentru că și toate gamele de produse sunt... E greu să-i convingi? La început, da, la început da, până prind încredere, dar în momentul în care noi preluăm proiectul de vreme, avem timp să clădim relația și să prindem încredere unul în celălalt. Dacă la început sunt sceptici și la ce propunem, la final ne întreabă și ce vază să cumpere sau ce veselă sau o pernă, pentru că deja își dau seama că pot strica ambientul și cu un mic detaliu pus aiurea. În ultimii ani, tot mai prezent în viețile noastre, designul de interior a devenit o necesitate complexă, care ne aduce bucurii, armonie și echilibru. Trăgându-și numele din limba franceză, stilul Art Nouveau, însemnând arta nouă, făcea trimitere la inovație. Noul stil propunea fantezie, eleganță și delicatețe. Se caută obținerea unei armonii perfecte între mediul natural și arhitectură. Se pune mare accent pe liniile care sunt șerpuitoare, alungite și sinuoase, cu inspirație din natură și siluetele elegante ale plantelor agățătoare. La eclectismul pe care îl promovau cele mai importante școli de arhitectură în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, apare ca reacție și ca semn al modernității un stil care avea să fie foarte mult comentat în epocă din cauza largii sale difuziuni, din cauza faptului că s-au clădit în acest stil câteva clădiri și elemente decorative importante pentru aspectul orașelor europene, dar în același timp acest stil a stârnit și nenumărate controverse, căzând apoi în desuetudine, iar astăzi este din nou reevaluat de pe pozițiile postmodernismului. Este vorba despre stilul Art Nouveau, care s-a mai numit și Arta 1900 și a adoptat, în funcție de țările în care a fost difuzat, diverse denumiri, între care cea mai cunoscută este și în România, stilul Secession, care este varianta vieneză germană a stilului Art Nouveau și care a pătruns în Transilvania tocmai pe această cale. Stilul Art Nouveau a pătruns în România grație arhitecților români sau de altă origine care au studiat la Școala de Belle Arte din Paris, Ecole de Beaux-Arts, unde, bineînțeles, că se studia arhitectura, dar unde elementele, fermentul noului deja apăruse. De așa manieră încât absolvenții acestei prestigioase școli de arhitectură, între care se înscrie și Daniel Renard, principalul promotor al stilului Art
Nouveau în România, deci ei studiază acolo principiile unei arhitecturi istoriste și eclectice, dar în același timp stilul Art Nouveau plutea cumva în aer, el își câștigă drum printre marii adepți și marii reprezentanți ai stilului istorist și în cele din urmă câștigă teren. El era socotit noutatea în epocă și literalmente reprezintă o noutate față de clădirile încărcate ale stilului istorist, cu citate din diverse epoci. Art Nouveau vine cu o concepție unitară care se adresează deopotrivă planurilor clădirilor și deopotrivă decorației. Din punct de vedere planimetric, pătrund noutăți care vor face carieră, iar din punct de vedere decorativ este o profuziune decorativă, este o explozie vegetală, pentru că principalul regn din care se inspiră Art Nouveau este regnul vegetal, care va duce în cele din urmă la reacția pe care o are Bauhausul și care va culmina în cele din urmă cu expresia exasperată a unuia dintre cei mai mari arhitecți ai secolului trecut, Adolf Loos, care a decretat pur și simplu că ornamentul este o crimă. Dar până să se ajungă la această crimă, trebuia ca ea să parcurgă diverse etape și a avut etapa de implementare, iar apoi etapa de difuzare, care a fost nu numai europeană, ci mondială. Aș spune că este ultimul mare stil cu asemenea difuziune. El a fost adoptat cu un entuziasm teribil, a pornit din zona belgiană, apoi franceză, a avut un punct foarte puternic și în țările germane, iar de aici a fost difuzat până în Japonia și până în Statele Unite ale Americii. Ce a plăcut atât de mult la acest stil Art Nouveau încât să devină o expresie a epocii? El corespundea și aspirațiilor de înnoire pe care arhitecții doreau să le implementeze într-un mediu schimbat față de cel al generațiilor precedente, iar pe de cealaltă parte aducea o armonie formală extraordinară, grija pentru construcția care era un obiect estetic în întregime. Cu alte cuvinte, totul concura la frumusețea unei clădiri Art Nouveau, începând cu formele care trebuiau să capete acea fluiditate a formelor naturale, continuând apoi cu ornamentica extrasă din lumea vegetală sau din lumea marină, și scoica este unul dintre principalele elemente la care face recurs lumea formelor Art Nouveau. În România, stilul pătrunde foarte repede, datorită faptului că la acea dată învățământul de arhitectură nefiind încă înființat, marii noștri arhitecți au studiat la Paris și mulți s-au orientat către acest stil. Arhitectul Daniel Renard a fost principalul reprezentant al mișcării artistice Art Nouveau în România, titlu ce îi se conferă pentru un singur edificiu, Cazinoul, devenit cea mai celebră operă de arhitectură 1900. Daniel Renard este un arhitect de origine română. Tatăl său însă era elvețian, angajat al companiei Wagonlit, cu care și venise în România, iar mama româncă. După ce studiază la Paris, face studii strălucite la Paris, el vine în România și aici are șansa de a fi ales de echipa Scarlat Vârnav prefect, Cristea Georgescu primar, pentru a pune în aplicare planurile lor de modernizare a orașului. Este una dintre echipele cele mai puternice și cele mai importante din istoria urbei noastre, deoarece lor li se datorează câteva dintre construcțiile majore ale perioadei. Și ele înseamnă clădiri pe de-o parte și pe de cealaltă parte înseamnă, în primul rând, lărgirea bulevardului Elisabeta înspre mare, ceea ce înseamnă, de fapt, construcția falezei, care este și astăzi locul în care lumea se plimbă pentru a admira marea. Iată așadar că această echipă are planuri ambițioase, vrea să introducă modernitatea la Constanța, în acest oraș în care Orientul și Occidentul își dispută întâietatea, iar clădirea pe care o propune Daniel Renard ca
tipică și care se preta și acestei interpretări în cheie Art Nouveau este Casinoul, pentru care în cadrul acestei faleze se construiește un promontoriu special. Clădirea cazinoului este, de fapt, cea de-a treia construcție, vizează funcțiile balneoclimaterice ale urbei noastre și era menit unei vederi de ansamblu. Strada, toate străzile coboară convergent către această zonă. Cazinoul se profilează splendid pe mare. El are o formă Art Nouveau, pe care o cunoaștem cu toții astăzi. Este o formă însă care corespunde intențiilor artistului de a crea efectiv un obiect estetic în ansamblu. Fațada este dominată de marea vedieră, de această deschidere centrală în formă de scoică, iar de jur împrejur porticele sunt venite să facă legătura dintre spațiul zidit și marea și cerul pe care se profilează. Este un ansamblu extraordinar. Daniel Renard a avut har, era și foarte tânăr. Cred că aceasta este construcția vieții sale și multă vreme i s-a atribuit doar această construcție. Sigur că subiectul intervenției noastre nu este cazinoul din Constanța, care sigur că are nevoie de un spațiu mult mai larg pentru a fi comentat. Daniel Renard este în același timp și autorul altor proiecte la Constanța, printre care restaurantul cazinoului, astăzi acvariul, acum vrem să vorbim despre ce s-a mai întâmplat în filiație Art Nouveau în arhitectura orașului nostru și apoi să încercăm să conturăm personalitatea lui Daniel Renard, considerând că în acest sens aportul meu prin cărțile pe care le-am publicat este foarte mare, în sensul în care l-am detașat pe Daniel Renard de ideea construcției unice, a capodoperei unice. S-a mai întâmplat și în alte cazuri cu mari creatori ai omenirii și am atașat o operă exemplară de altfel, dar necunoscută sau foarte puțin cunoscută până la data intervenției mele. Daniel Renard realizează în stil Art Nouveau în anul 1912 și restaurantul de vis-a-vis de Casino, este vorba despre actualul acvariu. Casinoul avea prea puține spații menite să ofere funcțiile unui restaurant și atunci, în baza unui contract asupra căruia vom reveni, se construiește această anexă a cazinoului, care este actualul acvariu. Este făcut tot de Daniel Renard, iar elementele sale stilistice, decorative, aș spune, sunt Art Nouveau. Clădirea nu putea să aibă decât această structură, pentru că ea, de fapt, face legătura între cele două bulevarde. Are baza pe faleză, pe bulevardul de jos, iar partea superioară este la nivelul bulevardului de sus. Cu toate acestea, în structura sa, dacă în structura sa planimetrică nu puteau interveni elemente Art Nouveau, în decorație intervin și ele se vedeau, mai ales în decorația inițială. Sunt fotografii și imagini de epocă în care se arată că elementele decorative erau extrase din același repertoriu. Alte clădiri cu elemente Art Nouveau sunt în Constanța, cel puțin încă două, dacă nu este să urmărim doar punctual elemente care intervin în decorație și aș spune poate doar
aleatoriu, nu în suficientă măsură încât să putem încadra clădirile respective în stilul Art Nouveau sau chiar și decorația. Sunt elemente fragmentate, dar în afară de aceste elemente fragmentate care apar în alte clădiri, noi avem două în care putem desluși elemente Art Nouveau. Și este clădirea hotelului Palace, care este cumva legată tot de casino, pentru că printr-un contract de concesiune se prevede construirea acestui hotel care urma să deservească oamenii veniți special să joace aici la casino și să își piardă eventual averile, deși ideea era cea a câștigului. Iar hotelul acesta este făcut de un arhitect francez, Cuie se cheamă el, a dus special de această societate mixtă europeană, Societatea Marilor Stabilimente. Iar arhitectul Gouet construiește în stil eclectic, dar cu elemente Art Nouveau, care intervin mai ales în decorație și cu siguranță în structura intrării, care este ea însăși și s-a păstrat până astăzi în stil Art Nouveau. Elemente Art Nouveau de data aceasta structive întâlnim și într-o altă casă care se află acum într-un grad destul de înalt de degradare și care a aparținut la un moment dat familiei Zambaccian. Este vorba despre familia celebrului colecționar care s-a și născut în Constanța, de altfel nu în această casă, ci pe Bulevardul Mircea la numărul 4. Casa este la intersecția Bulevardului Tomis cu una dintre străduțele perpendiculare și este în stil Art Nouveau, în sensul în care deschiderile sale sunt Art Nouveau. Art Nouveau pătrunde și în forma generală a ferestrelor, în tipologia decorației alese și în forma care curge și are această apartenență la lumea florală pe care o reclamă în general acest stil de aleasă continuitate. Sigur că în general stilul Art Nouveau intervine adeseori ca un element foarte important și culoarea. Dar în construcția cazinoului ea nu este uzitată. Cazinoul trebuia și a fost de la început în culori foarte deschise care trebuiau să se profileze pe mare. Iar în structura celorlalte clădiri, sigur că dacă inițial probabil că or fi fost elemente colorate, ele s-au pierdut de-a lungul timpului, de așa manieră încât astăzi ne-au parvenit aceste forme cu elemente și deschideri Art Nouveau, dintre cele mai frumoase. Sigur că stilul Art Nouveau are variantele sale. Spuneam că în Vechiul Regat și în zona aceasta București, Constanța, sunt mai multe clădiri în acest stil, spre deosebire de zona Transilvaniei, unde Art Nouveau pătrunde prin varianta secesion și arhitecții care realizează aceste construcții sunt în mare parte, așa cum am spus, școliți în capitala Austriei. Piața Independenței, actuala piață Ovidiu, era centrul orașului de la începutul secolului 20. Locul care capta atenția tuturor. Aici s-au construit cele mai frumoase edificii ale orașului, multe dintre ele în stil Art Nouveau.
Mai există încă o zonă cu elemente, sau a existat mai ales o zonă cu elemente Art Nouveau și este vechea configurație a pieții Ovidiu. Se știe că, din păcate, frontonul estic al acestei piețe a fost demolat înainte de anul 1989 și el a fost făcut în diverse etape, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea și continuând cu primul deceniu al secolului 20, cu elemente secesion de către un arhitect de origine germană, școlit la Viena, Adolf Linz s-a numit, și care a locuit multă vreme în Constanța. Adolf Linz, de fapt, a dat structura și a configurat ansamblul pieței Ovidiu, în care clădirile de pe frontul de est aveau nenumărate elemente secesion și în construcție și în decorație. Din păcate, ele s-au pierdut, dar în felul acesta orașul nostru avea stilul Art Nouveau prin variantele sale europene și prin varianta sa franceză pătrunsă direct prin Daniel Renard și Guye, foarte bine reprezentate. Din păcate, astăzi au rămas elemente disparate și mai avem încă o informație, și anume că și Daniel Renard a construit o casă în piața Ovidiu, ea îi aparținea unui comerciant grec și, din păcate, această casă a fost demolată. Avem certitudinea că și acea casă avea elemente Art Nouveau, de așa manieră încât piața Ovidiu, în stilul ei eclectic, dar foarte frumos conturat în timp, cam în vreo două decenii, avea o particularitate cu totul specială. Era o zonă în care, pătrunsă în stilistica și în ansamblul, aș spune, constructiv al orașului nostru, era o zonă care dădea seama despre o individualitate a urbei care, din păcate, a fost pierdută.